Deci undeva dincoace de ciula. Aici am drept, da. Fapta istorică a întregii națiuni române. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua și la mulți ani, vă spune Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii. Ca în fiecare an, Câmpia Turzii știe să marcheze această zi importantă printr-o serie de manifestări pregătite pentru locuitorii Municipiului Câmpia Turzii. Așa cum este normal, începem activitățile de astăzi cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți din Câmpia Turzii. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, care a acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghetorile, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. 94 de ani, în condițiile prăbușirii Imperiului Central European, Austro-Ungar, popoarele fotului conglomerat de națiuni au decis să-și ia soarta în propriile lor mâini, să-și constituie state naționale și să-și rânduiască treburile conform propriilor aspirații. Românii ardeleni și bănățeni, mai apoi și cei basarabeni, au hotărât în acea zi de 1 decembrie 1918 să-și unească toată cucea românilor din vechiul regat, se constituie împreună ceea ce se va numi de atunci România Mare.
Optimismul, încrederea în viitor au generat un efort de dezvoltare cu rezultate vedibile în ceea ce va deveni începând cu anul 1925, Câmpia Tulfii. Anul 1920 a fost anul întemeierii viitoarei întreprinderi industria Sârmei, întreprindere care a influențat decisiv toată localității, orașul crescând pe măsura dezvoltării ei. Acționariatul român a înțeles că nu poate avea o întreprindere prosperă și eficientă fără oameni bine calificați și ale căror trebuințe sociale să fie îndeplinite. Așa s-a născut, pe lângă întreprindere, o școală de ucenici care a devenit ulterior liceu industrial, Palatul Cultural, Biserica Ortodoxă din centru, precum și stadionul cu toate anexele lui. De-a lungul timpului, populația orașului a crescut de la 2474 de locuitori în 1920 la aproape 30.000 de locuitori în 1992. Starea de spirit era bună, oamenii erau mândri de orașul și întreprinderea unde lucrau. Mai era și o fabrică de cărămizi, mai erau și ferele și cooperația, se trăia destul de bine în Câmpia Tulfii. Dar ca orice lucru bun, odată și odată trebuia să se sfârșească, mai ales dacă nu era susținut de efort propriu. Rând pe rând s-au închis serele, fabrica de cărămizi, iar fosta industria Sârmei s-a înscris într-o evoluție nefavorabilă după privatizare, urmând ca cu cei 350 de angajați care vor rămâne să nu mai reprezinte mai nimic pentru oraș. Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, nu trebuie să ne plângem, trebuie să ne ajutăm singuri. Trebuie să o luăm de la capăt. De data asta însă nu vom mai avea sprijinul direct al statului. Statul, prin organizarea lui, nu va mai suplini lipsa noastră de inițiativă. Nu ne va mai obliga să muncim. Va trebui să o facem noi înșine. Va trebui să-i susținem pe cei care își asumă răspunderea conducerii unei afaceri, care creează locuri de muncă. Acești oameni trebuie să devină cele mai importante persoane din oraș. De munca, de riscul și curajul lor, de priceperea lor, depind locurile de muncă ale celorlalți. Cu cât vor fi mai mulți, cu atât mai bine. Trebuie să înțelegem că vremea industriei mari la Câmpia Tulfii s-a dus. Vine vremea micilor afaceri cu salariat puțin, care pun pe piață un bun sau serviciu pe care cineva să fie dispus al cumpăra. Dacă nu-l cumpără nimeni, nu ai pe cine să dai vina. Vremurile s-au schimbat. De la disciplina și supunerea uneori neplăcute cerute de mare uzină, trebuie să trecem la solidaritatea grupului mic, care își poartă sigur de grijă. Sunt convins că vom reuși. Trebuie să ne punem mintea la contribuție. Vă doresc sărbători fericite și mai bine! Îi mulțumim, domnul comandor Lian Someșan. Va lua cuvântul. Stimate președinte al Consiliului Județean Cluj, domnule primar, stimată asistență, la acest ceas aniversar, la 94 de ani, la momentul împlinirii statului național român, vă rog să-mi permiteți să aduc în atenția noastră noțiunea și cuvântul de patrie. Pentru că patria înseamnă nu numai un conglomerat de elemente, înseamnă și un ingredient numit suflet, înseamnă și un lucru pentru care ostașii României, militarii, și-au dat viața și nu au putut niciun efort pentru ca noi, acum, să putem sărbători acest moment într-un cadru care ne onorează. Orice român trebuie să nu uite trei date. Prima este 27 martie 1918, când s-a unit Basarabia cu România mamă. Cea de-a doua dată este 28 noiembrie 1918, când românii din Bucovina au spus da, și cea de-a treia dată care trebuie să ne amintim cu multă mândrie și cu mult respect este 1 decembrie, când a fost pecetuită
soarta națiunii române, aceea de a trăi în granițele pe care noi acum suntem puși să le apărăm și pentru care suntem și acum în stare să ne dăm viața și să o ducem pentru a o lăsa urmașilor noștri, așa cum distinții noștri înaintași au făcut-o pentru noi. Armata nu a prepăsit eforturi, iar primul război mondial, care a însemnat un moment de mare cumpănă pentru națiunea română, când așa de mulți datorează așa de mult unor așa de puțini, când trei sferturi din suprafața națională era ocupată de dușman, militarii de atunci au știut să-și facă datoria față de popor și acum avem ocazia să îi celebrăm, nu să-i comemorăm, pentru că 1 decembrie este un act de mare mândrie pentru noi ca și militari, pentru că în acest moment și noi suntem dispuși să facem aceleași sacrificii pentru ca România să meargă mai departe. O țară care nu își recunoaște trecutul, poate că are acum un prezent, însă sigur nu va avea un viitor. Și în această conjunctură politico-economică actuală foarte complicată, militarii sunt alături de români și așa cum înaintașii noștri au reușit să ne umple de mândrie pentru ca în aceste momente să putem celebra Marea Unire a Românilor și noi acum într-un cadru de alianță mult mai complex decât a fost Antanta anilor 1917, să ne facem datoria pentru a lăsa mai departe urmașilor noștri o țară întreagă, o țară independentă și o Românie suverană. La mulți ani români, pentru că fără români nu există Românie, la mulți ani România! Îi mulțumim domnului comandor Lian Someșan. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în ciuda condițiilor meteo nu tocmai favorabile, aveți toate motivele să rămâneți alături de manifestările organizate de primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Vă spun doar că vom avea parte de un survol aviatic, de o expoziție statică de armament și tehnică de luptă din dotarea armatei române, de un recital al fanfarei Promenada și un dans demonstrativ al trupei de majorete Angels de la CSM Câmpia Turzii. La ora 18 sunteți așteptați cu toții la sala de spectacole Mircea Mirșan a Palatului Cultural, acolo unde va avea loc spectacolul Inima României bate și la Câmpia Turzii, cu Veta Biriș, Sava Negrean Brudașcu și, bineînțeles, binecunoscutele ansambluri folclorice din Câmpia Turzii, Ardeleana și Mugurelul. Seara se va încheia, cum nu se poate mai bine, cu retragere cu torțe în acompaniamentul fanfarei Promenada, un foc de artificii și aprinderea iluminatului ornamental de sărbători, mult așteptat, cred, de toată lumea. Până atunci însă, trecem acum la depunere de coroană. Depune coroană de flori primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.
Depune coroană de flori Senatul României prin senator Marius Nicoară. Depune coroană de flori Consiliul Județean Cluj prin consilierul județean Ilarie Ivan. Depune coroană de flori Consiliul Județean Cluj prin consilierul județean Rareș Rusu. Depune coroană de flori Flotila 71 aeriană General Emanuel Ionescu. Depune coroană de flori Asociația Cadrelor Militare în rezervă și retragere. Depune coroană de flori Poliția Municipiului Câmpia Turzii.
depune coroană de flori zece domeniul public în piața Urzii. Compania de apă Arieș. Depune coroană de flori Spitalul Municipal Câmpia Turzii. Depune coroană de flori Uniunea Social-Liberală Câmpia Turzii. Depune coroană de flori Partidul Democrat Liberal Câmpia Turzii.
depune coroană de flori Ramon Moldoveanu. Depune coroană de flori Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Depune coroană de flori Partidul Poporului Dan Diaconescu. Depune coroană de flori Partidul România Mare Câmpia Turzii. Depune coroană de flori Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii. Depune coroană de flori Asociația Sportivă Industria Sârmei Câmpia Turzii 1921. Depune coroană de flori Școala Mihai Viteazu. Depune coroană de flori Școala Avram Iancu.
depune coroană de flori liceul teoretic Pavelan Câmpia Tursi. Depune coroană de flori Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Tursi. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne pregătim la Câmpia Tursi de survol aviatic. Vom avea parte de 3 MiG-21 Lancer, un avion supersonic de luptă, putând atinge viteza de 2175 de km pe oră și altitudinea maximă de 18 km. Interceptare, cercetare, sprijin aerian nemijlocit, atac la sol și nu în ultimul rând poliție aeriană. Cea mai onorantă misiune aeriană de tip NATO a avut loc în toamna anului 2007, când flotila 71 aeriană a executat pentru prima dată după război o misiune externă, asigurând spațiul aerian al țărilor baltice prin dislocarea timp de 3 luni în Lituania. Vom vedea acum și 3 elicoptere IAR 330 Puma. Construit în întregime la Ghimba, județul Brașov, poate transporta o încărcătură de 1000 de kilograme, altitudinea maximă 4800 de metri și atinge o viteză maximă de 263 de kilometri pe oră. Execută misiuni de transport aerian, cercetare, luptă antitank, evacuare și asistență medicală, cât și misiuni umanitare. S-a declanșat alarmele. Special flotilei 71 aeriană general Emanuel Ionescu pentru acest survol aviatic. În momentele următoare ne vom deplasa către cimitirul eroilor, acolo unde, de asemenea, vor avea loc depuneri de coroane de flori. Thank you.
Non vede niente da fare. Ma non lo faccio.